Vești bune pentru personalul judecătoriei Făgăraș. Peste puțin timp se vor putea muta în casă nouă și nu vorbim despre o altă locație, ci de vechea clădire care a fost renovată din temelie după standardele impuse. Lucrările la clădirea judecătoriei din Făgăraș din strada Doamna Stanca erau cu atât mai necesare cu cât, încă din anul 1980, în această locație nu s-a mai făcut niciun fel de investiție, astfel încât spațiul devenise unul impropriu desfășurării activității în condiții decente. O primă problemă cu care se confrunta personalul de aici era calea de acces, care era comună atât pentru public cât și pentru deținuți și angajați. Mai mult, lipsa unor spații corespunzătoare cerințelor actuale a fost un alt motiv în luarea deciziei de renovare. Și ne referim aici la spațiile pentru deținuți, dar și la cele pentru întrunirea completurilor de judecată. Spațiile pe care le aveam erau insuficiente pentru ținerea separată a deținuților bărbați, femei, minori, majori. Nu existau spații, nu existau grupuri sanitare pentru deținuți, nu exista un acces distinct pentru persoanele deținute care sunt aduse la instanță pentru litigiile pe care aceștia le au, pentru procesele pe care le au. În al doilea rând, grupul sanitar destinat publicului era total necorespunzător și din acest punct de vedere am avut sesizări, controale ale inspecției sanitare și era absolut imperios să fie rezolvată această problemă. În al treilea rând, spațiile pe care le dețineau, așa cum am spus, mai corespundeau volumului de activitate al instanței, care după 1990 a înregistrat o creștere substanțială. Reabilitarea clădirii, atestată încă din anul 1860, a început în urmă cu 2 ani. De atunci au fost realizate importante lucrări la instalația electrică, acoperiș, dar și la spațiile interioare și la fațada clădirii. Astfel, instituția va avea 2 săli de judecată, o cameră de consiliu, cale de acces separată pentru deținuți, dar și mai multe grupuri sociale. Și pentru că în luna octombrie firma constructoare trebuie să predea clădirea la cheie, muncitorii lucrează de zor, mai ales că personalul din judecătorie dorește să organizeze și ziua porților de deschise. Termenul de execuție este octombrie 2010, deci sperăm ca până la sfârșitul lunii octombrie 2010 să ne mutăm în sediul renovat. Lucrările de renovare au fost efectuate cu bani din bugetul de stat.